salut la toți, sunt Molai și astăzi m-am gândit la un prank super tare. O să-l prankuim pe fratele meu mai mare. Am aici camera de filmat și m-am gândit ca astăzi să mă răzbun pe el, deoarece, cum știți, dacă știți, acum ceva timp mi-am cumpărat niște găinuțe și am asigur că mi le-a distrus toate. Uite, nu mai am absolut nimic și astăzi o să mă răzbun pe el să îi distrugem mașina lui nouă complet, mă. O să vadă el că o să regrete, mă. Poc, filmez aici vlog, deja am început prank-ul. Salut la toți, da, apăsați pe like și hai să mergem acum, țoc. Sunt cu prietena mea aici la căsuța mea micuță. Am aici mașinuța mea plus căsuța mea unde mi-am construit-o aici lângă fratele meu mai mare. De fiecare dată mă deranjează fratele meu mai mare, nu mă lasă să-mi fac treburile. Uite, aici o am și pe prietena mea. Spune bun aici, da? Uite, țoc, bună, iubi. Acum o să mergem către fratele meu mai mare să vedem ce face și o să-i distrugem mașina complet. O să vedeți ce o să primească de la mine. M-am gândit să îi distrug mașina cu un bulldozer, mă. O să vedeți. Hai să vedem dacă este acasă. El oricum și-a cumpărat o mașină nouă, un Cybertruck, și m-am gândit să îl distrugem acel Cybertruck. Hai să vedem dacă se află acasă. Ușor. Ah, uite-l, uite-l. Aha, văd că își spală mașina, v-am spus eu vouă că își iubește noua lui mașină. Ei, ce faci, Amasico, a? Ești bine? Poți să conduc, te rog, mașina ta? Cum să-ți dau ție să conduci mașina asta, mă? Nu ți-o dau, nu ai voie să conduci tu așa ceva. Îți dai seama că nici nu ai permis, plus că e foarte mare pentru tine, nu ți-o dau. Dar vreau să conduc puțin mașina ta, te rog, Amasico. Nu, mă, nu ai voie să conduci, de câte ori vrei să-ți spun. E o mașină scumpă, mă, e nouă, e mașina mea preferată. Ia uite, mă, vrea mașina noastră. Nu am cum să ți-o dau. Mamă, trebuie să mergem acum numai decât către poliție, nu aveți idee, trebuie să dăm o declarație ceva la poliție în legătură cu Lucia, v-am spus eu vouă că ne judecăm cu ea. Atunci îți iau altă mașină, Masico, poți să-ți iau acel Lamborghini sau nu poți să-l iau? Tu nu ai voie nicio mașină să o conduci, mă, de aici, da? Uite, ai mașina, propria ta mașină micuță pentru tine, da? Nu ai voie să conduci o asemenea mașină, îți trebuie permis, mă, tu știi? Nu ai permis. Dau o rundă, vreau să dau și o tură prin oraș cu ea să mă laud, gen, nu știu, vreau să dau o tură cu ea, să o iau și pe prietena mea, te rog. Nu, nu îți dau absolut nimic. Hai să plecăm acum numai decât cu mașina asta în oraș. Trebuie să mergem ușor. Oricum nu te iau, mă, degeaba încerci să te urci mașină, că oricum nu te iau. Trebuie să mergem la poliție acum, numai decât. Am o idee, o să mergem acum în spatele lui numai decât, să-l urmărim, să vedem unde pleacă și după o să-i furăm mașina. 100% asta o să facem. Să mergem în spatele lui. Mamă, dar cât de repede s-a dus. Unde s-a dus? Prietena mea, am lăsat-o singură acasă. Și hai să mergem ușor. E în fața noastră. Uite-l pe Amasico. O să-l urmărim să vedem unde pleacă. Am înțeles eu ceva de la el, că pleacă la poliție. Se judecă cu Lucia. Sper să nu ne vadă. Nu vreau să mă vadă sau ceva, că îl urmăresc. O să mergem așa în spatele lui, în timp ce se duce către poliție. Sper să vă placă mașinuța mea. Uite, ceva de genul ăsta, stau înăuntru. Îmi place. Merge și rap pe repede mașina asta. Îl întrecem puțin sau nu, mai bine mergem în spatele lui. I-am spus, mă, i-am spus de foarte multe ori că vreau să dau divorțul, mă. Da, dar nu mă înțelege. Tot vrea să mă judec cu ea la poliție, mă duce prin avocat, diga, nu vreau să am probleme cu tine, dar nu mă înțelege. Și astăzi avem o programare aici la poliție. Ei, n-aș pară de tot, nu vreau să văd așa ceva, mă, dar nu mă înțelege. Ha, o să mă cert cu ea rău de tot, cred, da? O să vedem. Hai că ajungem acum aici la poliție. Îs cam nervos, am nervos, sincer vă spun. Să o luăm stânga acum, nu? Na, asta e. O să vedem ce o să se întâmple. Oricum o să-mi iau și un avocat cum trebuie. Parcăm aici frumosel mașina și haideți să intrăm înăuntru să vedem că trebuie să ne judecăm cu ea. N-aș paru de tot. Uite, deja o văd. Mamă, deci când o văd, nu. O văd deja, uite-o. Bună ziua, poți te rog să te întorci, să nu te mai văd? Bună ziua,
O programare am aici. A intrat la poliție, asta e bine. Asta e bine că a intrat. Eu am ropcanul acum cu mine. Am putea să legăm mașina lui de mașina noastră. Haideți să vedem dacă funcționează. Trebuie să mergem ușor, ușor, fără să ne vadă. O să parcăm mașina, uite aici în față. El a plecat în secție, cred, nu? Da, sper să nu se uite pe undeva. Ok, intră mai stânga. Ușor. Și haideți să legăm mașina lui de mașina noastră. Pac. Și bine, acum ne urcăm la volan și haideți să vedem dacă o putem căra după noi. Curios, da. Bine, uite așa. Oh my god, no. Yo, i-am furat mașina, asta e bine, asta e bine, perfect. Și acum o să o ducem într-un loc unde o distrugem cu un buldozer. O să vedeți voi ce o să-i fac. O ducem într-un bunker acum, numai decât. Mergem aici pe dreapta, bine, ușor. Și după o ascundem, da, o ascundem aici pe stânga. Ce o să creadă când nu o să mai vadă mașina lui? Chiar e curios dacă o să mă sune. Haideți să mergem aici pe stânga. Văd că e un loc părăsit aici, nu? Da, o să mergem aici. O lăsăm exact aici, cred, nu? Da, nu, o ducem mai în față puțin să nu o vadă absolut nimeni. Nu vreau să fie văzută de cineva. Uite așa. Aici o lăsăm și acum plecăm numai decât. Plecăm către Colai să ne facă rost de un buldozer, mă. Să-i distrugem mașina. O să fac și niște poze acum ca să-i le arăt la un moment dat. Nu, acum poate la un moment dat o să-i arăt ce i-am făcut. Am făcut și un videoclip, asta e bine. Două, o poză, una, două, trei. Atât, ce vrei să le mai spun? Vrei să le spun că merg noaptea la toaletă sau ce vrei să le mai spun, man? Ei, mi-ajunge deja. Ok, dacă vrei să termini atât. Eu am spus totul, am scris aici totul, am declarat tot, a? Păi și eu am declarat ce trebuie, gen. Ce vrei să mai spun? Ei, n-aș părut de tot că tot mă... mă presează, mă. Da, îmi spune să spun. Ce să mai spun? Că nu mai știu nimic. Domnule... Uite, domnul ofițer, te rog să încheiem, da? Subiectul, eu atât am vrut să spun, nu mai am nimic ce să spun, da? Ce te enervezi așa, Măsic? O fi și tu bărbat. Lasă că o să vezi tu ce bărbat o să fie cu tine. Am dat aici o declarație, na, a fost, e obligatorie deoarece tipa asta, dacă vă vine să credeți, m-a dat la poliție, mă. Oh my god, mi-a dat, n-ai, nu cred așa ceva, stai că trebuie să ieșim pe partea cealaltă. Bro, mi-a făcut dosar penal, dacă vă vine să credeți. Nu cred, a? Cum e posibil așa ceva? Nein. Deci dacă intru la închisoare din cauza ei, nu aveți idee. Mă răzbun complet, mă răzbun complet pe ea. Am dat aici o declarație ce trebuie. Am spus că vreau să mă despart de ea. Chestii trebuie, nu mai vreau să am nimic de a face cu ea. I-am spus să se mute de la mine și să plece. What? Hey, unde e mașina? Bro, unde e mașina? Veți uși? Masico? Stai, mă, mi-a luat cineva mașina sau, he? Aici parcă am parcat-o, nu? Sau am parcat-o în altă parte? Nu cred că, sau? He? Unde e mașina mea? Nein, cred că mi-a luat cineva mașina, adică nu are cum cine să-mi fure, bro, din fața poliției să-mi fure mașina sau a fost remurcată, cred, nu? Da, de stat, cred, nu-mi dau seama. Dar, what the hell? Pe cine să întreb acum cine mi-a furat mașina? E cum a parcat în partea aia, să mă uit, a? Nu, în partea asta nu am parcat-o, nu? Mm-mm. Aici parcă știam, nu? Bro, mi-a furat saipa, dracul, bro, nu cred așa ceva. Oh my god, da, mi-a fost furat, cred. 100% mi-a fost furat, a? Dar nu știu cum mi-a fost furat, gen, a? Eu am cheile cu mine, gen, a? Colai, ce cauți pe stradă, mă, a? Poți să vorbești, te rog, puțin cu mine? Ai văzut cumva un saipatrac pe aici, pe undeva? Nu, mă, nu am văzut nimic. Nu am văzut niciun saipatrac, de ce? Ți-am întrebat doar, mă, ce șapcă și-a cumpărat tipul ăsta. N-aș paru, ia să-l sunăm pe fratele nostru mai mic să vedem dacă ne-ar ajuta el cu ceva. Da, măi, puracel, spune. Ce? Poți să mă ajuți cu ceva? Mi-a fost furat mașina, mă, din fața poliției. Mă poți ajuta cu ceva, a? Nu pot să te ajut cu nimic, eu oricum sunt ocupat, trebuie să plec undeva, am niște programări și e zi plină astăzi, nu pot să te ajut, dar vezi tu, nu pot să
te duci să vezi, poate rezolvi ceva la poliție. Am ieșit de acolo, cum să mă mai duc din nou la poliție? Nu, ce să fac acum? Cum pot? Nu știu dacă pot să fac ceva cu locația. Bun, atunci mă, dacă nu mă poți ajuta, pa. N-aș paru de tot, pe cine să anunțăm noi acum? Oricum o să plecăm. Oricum avem un tracker pe mașină, cred. O să vedem unde este acea mașină. Să ne ducem la bunkerul nostru secret și acolo putem să ecuim, să vedem unde se află acea mașină, bro. No way. Sper ca Colai să aibă un bulldozer ceva, să distrugem acel cypatrac. Nu este ușor să-l distrugem cu mâna sau cu un ciocan ceva, deoarece e foarte rezistent. Așa că ne trebuie o mașină ceva. E să-l întrebăm pe Colai, prietenul lui Amasico, cel mai bun. E acasă? Văd că e aici, da, lucrează de ceva timp din nou aici. Ia să intrăm, să-i dăm niște flori, sau mergem așa, de unul singur. Ei, Colai, ce faci, mă? Ce să fac, mă? Uite puțin aici pe la autohausul meu la muncă, tu ce faci? Ce să fac? Uite, am venit pe la tine puțin, în legătură cu un bulldozer ceva, nu ai pe aici de închiriat, deoarece îmi trebuie pentru grădina mea, am de gând să-mi construiesc o nouă casă și trebuie să fac pământul drept. Bulldozer, da, avem bulldozer. Și cât mă costă pentru o zi? Pentru o zi de închiriat te costă $200. 200, sună bine, 2 secunde să-ți aduc banii, da? $200, eu zic că este ieftin. O să iau banii din spate, îi am în gentuța asta, o să-i dau $200. Îi scoatem acum. Vezi că bulldozerul este în spate, mă, da? În spatele autohausului, te duci pe stânga pe aici, da? Ok, mulțumesc mult, Colai, da? Rămân dator mai multe la tine, deoarece ești foarte bun. O să-ți lasă mașina mea aici înăuntru, da? Mergem acum să lăsăm mașinuța noastră micuță înăuntru și după mergem către bulldozer, mă. Da, mergem să îi distrugem mașina. Uite, o lăsăm aici. Perfectă pentru vânzare, da? Na, o să o vând acolo și acolo. Nu pentru vânzare, Colai, ai grijă ce vorbești, da? Dacă îmi vizi mașina, o să vezi că îți distrug toate mașinile, mă, da? Ce-o crezi tu, mă? O să vedem unde este. Uite-l. Uite bulldozerul. Cât de uriaș e. Dar cum intrăm înăuntru? Cum îl scoatem de aici? Nu știu dacă pot să-l scot de aici. Cât de uriaș e. Ia să vedem dacă îl putem conduce. Intrăm acum la volan, da? Și e chiar tare, ia. O să distrugem mașina lui Amasico complet. O să vadă ce o să primească de la mine. Ușor, mergem cu bulldozerul ăsta. Îmi place, chiar tare. E micuț, mi-e frică să nu-mi iardă casa dacă o să știe că o să-i distrugem noi mașina. Vă dați seama că mașina aia o iubește complet Amasico. Mi-a spus că îi place la nebunia acel Cybertruck. Acum, na, e vina lui oricum, deoarece mi-a făcut foarte multe prostii, plus că mi-a tăiat toate găinile. Da, am avut și eu o mică fermă și mi-a tăiat toate animalele. Nu mai am nimic. Am ajuns aici la Cybertruck. O să-l distrug acum complet. Perfect, uite-l în fața acolo. Sper să încap cu bulldozerul ăsta să-l distrug. Sunteți pregătiți, da? Ce o să facem noi cu mașina lui Amasico și com? Da, distrus complet, o distrugem. O să vedeți ce o să facem cu ea. O ridicăm asta și haide să-l călcăm. Pam! Și încă o dată o distrugem complet să se învețe, mă. Da, să se învețe. Toc! E foarte rezistentă, mă. Da, uitați-vă și voi cum rezistă. Și ia să o distrugem acum complet. Paci! Eu facem turtiță, mă. Turtiță eu facem. Țoc, ușor. Mai dăm puțin și din spate. Ușor și după o ducem, nu? Da, dar vreau să o distrug complet, mă. Să nu mai rămână absolut nimic. Cum sare, mă. Hai încă puțin. Țoc. No way. Uitați-vă ce i-am făcut în față. Nine. I-am distrus-o complet. Hai, ia, încă puțin și
ne-am urcat pe ea. No way. Ha. Eu distrugem complet, da. Nu mai putem să facem absolut nimic din ea, cred. Uitați-vă cum i-am făcut fața. Ia. Ce? Nu se mai vede absolut nimic, da. Eu facem acum plat complet. Ia să ne mai urcăm o dată pe eu și... Ok, bine. Nine, a explodat, a explodat. Na, na. A explodat și acum o luăm aici, în cupă, da? O luăm în cupă și o ducem direct acasă. Eu ducem în fața casei. O, mergem în spate acum. Bine, și acum eu ducem în fața casei. Da, să o vadă că i-am distrus-o complet. Nu mai are să facă absolut nimic din ea. Sper să nu se afle acasă. Dacă o să-i ducem mașina asta, sper să se afle în oraș. Oricum, eu băgăm în curte. Eu băgăm în curte frumușel. Mergem în stânga acum. Trebuie să avem mare grijă la asta, ușor. Și acum mergem în stânga, da? Mhm. Ușor. Mergem frumos și încă puțin. Nu știu pe cine să sun acum în legătură cu mașina mea. Hei, ce se aude pe aici? What the hell? He? Plus, se aude ceva afară, ha? What the hell? He? Oh my god, asta e mașina mea. Asta e mulai, mă? What the... Bro, asta e... Ce se întâmplă? Ei, jos cu tine în momentul de față. Mulai în momentul de față jos. Oh my god, mi-ai distrus mașina sau ce se întâmplă, bro? De unde ai găsit-o, eh? Hei! Nu cred așa ceva. Ce se întâmplă? Mulai, ești bine? No way. Mamă, ce se întâmplă cu mașina mea? De ce e în halul ăsta? Amasico, ți-am adus mașina, mă. Tu știi unde era? Era explodată în oraș și ți-am adus-o. Am găsit-o pe lângă cimitir pe acolo. Achi, noi, nu mă-i cut mașina mea nouă. Să-mi cumperi mașina nouă, mă? Dar nu, eu ți-am distrus, Amasico. Ți-am găsit-o acolo și ți-am adus-o acasă. Nain, cine mi-a distrus mașina? Nu cred. Mașina mea de 120.000 de... euro, dacă nu mă înșel. Ai, ce-i distrus în halul ăsta? What? Mamă, uitați-vă la fața asta, e dat... Păi, distrusă, a luat foc, mă, gândiți-vă că e neagră toată, mă. Cine i-a dat foc, hă? No way. Ai, asta mai-mi trebuie acum. Asta mai-mi trebuie acum. Da, uite, să... Nu mai am cuvinte, nu mai știu ce să mai spun, mă, nu? Uite-te și tu. Cum e posibil așa ceva? Molai, să mă... N-ai, nu cred așa ceva. De unde ai bulldozerul ăsta, a? Păi l-am închiriat puțin și ți-am adus mașina. Mersi, mă, că mi-ai adus-o, dar nici în halul ăsta. Și acum ce să fac cu ea? Poți să o duci acum la fier vechi, unde să o duci, a? Dar nu am ce să fac cu ea, poți să o duci, na? Du-te cu ea, du-te și banii de pe ea să-mi dai, da? O, eram să o merlim rău de tot, nu glumă, e bine că i-am spus că i-am găsit mașina asta și nu știam ce să-i spun, mă, m-am ascuns acolo, ați văzut, nu? Mamă, cum tremur acum, acum eu ducem la fier vechi, mă, și după împărțim banii, de ce nu? Hai că mi-a ieșit, nu știe cine i-a distrus mașina. Foarte bun prank-ul, așa că sper că v-a plăcut ceea ce am făcut aici și dacă mai vreți, o să mai fac poate prank-uri, așa că ne vedem. Pa!